Salutare, bine ați revenit la podcastul de istorie sibiană, o nouă ediție și sper la fel de interesantă și să vă placă la fel de mult ca cele pe care le-am avut până în acest moment. Reamintim sponsorii și cei care ne ajută ca această emisiune să funcționeze. Este vorba de grupul de firme Tasid, de Jifa SA, de Mihai Uniții Brokeraj în Asigurări și prietenul meu Tuțu Vintilă. B13 este berea care ne susține în fiecare ediție și de asemenea mulțumim lui Răzvan Marco și lui Florin Bădilă pentru că ne sprijină cu gândirea acestei emisiuni. Nu ne legăm de subiectul fierbinte al zilelor noastre, dar ne-am gândit ca de această dată să ne reamintim, să spunem care a fost forța și importanța din punct de vedere militar a Sibiului. Este un capitol și o poveste frumoasă a orașului din acest punct de vedere și cred că merită să, cel puțin pentru perioada medievală, să ne o readucem în memorie. Ne puteți urmări, așa cum faceți deja, pe pagina de YouTube, de asemenea pe academia.edu și audio pe Spotify și Google Podcast. Am înțeles că și pe alte rețele de podcast, dar mi este foarte greu să le identific. De asemenea și pe pagina noastră de Patreon, dacă doriți să ne susțineți cu cea mai mare plăcere și de asemenea orice interacțiune este binevenită, dacă doriți să ne scrieți, să dați subscribe și așa mai departe, vă rog frumos să o faceți. Astăzi alături de mine este un cercetător pe care mă bucur că l-am prins pentru că de mult îmi doream să am un dialog cu el. Numele lui este Liviu Câmpianu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Salutare! Îți mulțumesc pentru invitație într-un ambient plăcerea atât de mea. Frumos. Plăcerea cărți, mea. Cu da. Un studio foarte frumos și care îndeamnă la discuții exact. Și mai ales la discuții pe teme istorice. Și plăcerea este a mea da. Și dacă îmi permiți să-ți fac o scurtă prezentare, dacă greșești ceva, te rog frumos da. Să mă corectezi. Da. Ești doctor în istorie din 2011 da. La Babeș-Bolyai, la Cluj, dacă nu greșesc. Absolvit. Dar cercetător la Institutul Academiei Române de Studii Socio-Umane de la Sibiu. Da, aici mi-am găsit de lucru, să zic așa. Sibiu nu se supără, e foarte bine pentru noi. Și mă bucur chiar și eu că am venit la Sibiu, adică a fost o alegere bună, una dintre alegerile bune, puținele alegeri bune pe care le-am făcut. Eu spun că pentru un medievist, Sibiu este un centru important totuși al cercetării și cred că și pe noi ne bucură și în primul rând și mai ales moștenirea culturală enormă exact. De care se bucură Sibiu, arhivele statului, biblioteca exact. Bruckenthal, exact. Muzeul Bruckenthal și deci da, este și institutul în sine care și institutul, nu vorbim sigur, este un institut sub oblăduirea Academiei Române, clar că noi suntem cumva filiala Academiei da. Române aici la Sibiu, dacă în orașele mai mari, Iași, Cluj, București, există filiale ale Academiei și institutele țin de aceste filiale, noi suntem filiale Academiei. Corect. Sigur, este un institut mai mic, dar îți oferă liniștea și pacea și, cum să zic, ambientul potrivit, optim de-a dreptul exact. pentru studiul istoric. Ești expert paleograf în limba germană și latină. Ne explici un pic da. Ce înseamnă acest lucru? Citesc documente vechi. Medievale. Citesc documente medievale până și nu numai medievale, și moderne timpurii, chiar și moderne. Să zic așa, limita cronologică inferioară, cel mai timpuriu document pe care l-am avut în mână, de la 1392, în mână vreau să zic, nu doar imagini, mm-hmm. că așa cu imagini am lucrat și cu documente mai vechi, și cele mai noi, nu știu, secol 20, deci scris gotic de mână, gotic, da. Deci deja caracterele Zütterling inventate în secolul 20, așa o reinventare a alfabetului gotic. Da, până în perioada celui de-al doilea mondial a fost practic alfabetul revenit, clasic pentru da, s-a revenit, mai ales în perioada cel de-al treilea Reich, s-a revenit și mai ales scrisul Zütterling, vezi doamne Germania, vezi doamne moștenirea gotică, teutonică și așa evident. Mai departe. Ai realizat cercetări la Görlitz Academy, ești membru în echipe, ai fost membru sau ești în continuare membru în echipe de implementare a câteva proiecte de cercetare importante din România. Am să amintesc trei care mie mi-au sărit în ochi. Topografie ecleziastică în orașele medievale ale Transilvaniei, studiu pe Sibiu și Brașov. Apoi a fost proiectul Rețele Muntenești și răscumpărarea robilor creștini din Imperiul Otoman 1396-1683. Cred că documentul de aici era, nu? Acela de la 1390 sau la cât? Nu avea era, legătură. Okay? L-am văzut în arhiva orașului Görlitz, apropo. Ah, okay, bun. Deci era un privilegiu de la Sigismund de Luxemburg în calitate de rege al Ungariei pentru orașul Görlitz. Asta era. Și era în germană, da. Și aș mai aminti un proiect care
poate nu este foarte cunoscută publicului larg, dar spun eu că este esențial și sper să nu se oprească unde în acest moment s-a oprit. Îmi doresc din tot sufletul ca el să continue. Digitalizarea documentelor medievale ale Arhivelor Naționale României. Știu că Sibiu are o bază de date incredibil de mare. Eu îmi doresc chiar și mai departe. Am urmărit foarte mult și alte arhive și am văzut ce au făcut. Sper să ajungem și noi în scurt timp acolo. Acest proiect a fost una peste alta școala. Școala mea, în adevăratul sens al cuvântului, școala de paleografie. Acum, dincolo de noțiunile generale pe care le-am învățat în facultate și ce am mai prins așa din zbor și din mers, în cadrul proiectului am învățat paleografie. Am lucrat 2 ani de zile, 2 ani jumate aproximativ, și am prelucrat aproximativ 2000 de documente medievale, deci cine e interesat poate intra pe site-ul arhivamedievală.ro, poate să dea numele meu și să vadă exact câte documente perfect, am prelucrat. Una peste alta, deci documente germane și documente latine. Inițial am fost angajat doar pentru documente germane, dar evident că am primit și documente latine și este vorba doar despre documente până la anul 1600. Așa a fost conceptul. Corect. Deci bine, doar teoretic în Transilvania în 1600 e deja un pic... Eu sunt unul care spun că nu mai putem vorbi de evmediu. Nici măcar. Eu aș vrea în Transilvania să ne asumăm... Nu, eu aș vrea ca în Transilvania, cel puțin în Transilvania, asumăm organizarea cronologică pe care Occidentul o propune din punct de vedere al evului. Adică să avem renaștere totuși, să avem o perioadă mult mai bine definită. Nici măcar în țările române extracarpatice nu se mai poate vorbi și în secolul în a doua jumătate a secolului 16 de ev mediu. Deja se schimbă. Putem vorbi despre un ancien regim cumva, dar sub nicio formă de ev mediu sau cine plasează, nu știu, Tudor Vladimirescu în evul mediu. Încă se întâmplă. Deci dacă intrăm pe o bază de date a Institutului Național al Patrimoniului, vedem că un clujan, să nu zicem un sibian, clasează un obiect de la 1800-1740, epocă modernă, și un bucureștean clasează un obiect de la 1810, ev mediu. Și eu zic că e o problemă în România, dar nu e momentul. Nici un cercetător serios de la București ori de la Iași nu socotesc secolele 18-19. Nu e momentul să discutăm de asta. Îmi merită o discuție la un dat. Poate, dar da, cu alte ocazii. Ești membru al Arbeitskreis für Sinnbebrügische Landeskunde. Da. Asociația de Studii Transilvane. Exact. Poți să zici și în limba română că asta sună mai bine, genul. Da. Al Comisiei Române de Istoria Orașelor și al Institutului Român de Heraldică și Genealogie Sever Zota de la Iași, din câte este cel mai important institut pe această tematică din România. Da, este. Ești specializat în istorie medie universală, istoria Transilvaniei evident, istoria militară medievală, istoria sașilor și, dacă am și spus înainte, în paleografie. Da. Bun, propun să trecem, să intrăm în subiectul nostru. Am zis, când povesteam cum să împărțim, recunosc că ideea mi-a pornit de la o emisiune precedentă pe care am avut-o cu colega noastră Anca Nițoi, în care am făcut un soi de repertorizare a fortificațiilor și a etapelor de fortificare a Sibiului. Și evident că din acest punct de vedere și în general în istorie, momentul acesta militar a unei comunități este important. A unei țări, a unei comunități este foarte important și de obicei este un punct, este un reper în evoluția istorică a respectivei entități. Dar eu am fixat acesta că în Sibiu nu putem vorbi doar de niște ziduri care s-au construit și care ne-au apărat și ne bucurăm și încă le vedem, dar cred că putem vorbi și de o viață activă, belică, de război. Și atunci, iar mi-amintesc încă un lucru și dacă greșesc, te rog frumos să mă contrazici. În momentul când au primit privilegiile respective sașii, care au devenit quasi-constituționale pentru ei, au devenit baza... Asta și fost. Constituții, da. Aveau obligații militare în care ei trebuia să ajute regatul, la început și apoi Principatul Transilvaniei, în tot ce însemna serviciu militar. Chiar una dintre primele atestări, sau dacă nu greșesc, cred că prima atestare a unui sibian este acel comite Ioachim de Tyrie, care este trimis de regele Ungariei la Vidin să potolească răzmerițele din zona vasală pe care regatul maghiar o avea la sud de Dunăre. Și asta, repet, un act militar, un act de război, este de fapt o primă atestare a unui sibian. De fapt chiar primul nume de sibian pe care îl cunoaștem. Și te întreb. Da, dar nu era sibian, era Nu era sibian, regal, era comite era, regal. Era da. Comite regal al Sibiului. Familia Tyrie era destul de importantă, sau zona de Tyrie. Era comite al sașilor transilvăneni, de fapt, exact, care erau și aveau centru la Sibiu. Și de asta
ce discutam și înainte, bănuiesc existența unui castru regal, dar pe rând toate. Deci rând toate. Înainte de orice... Care erau obligațiile Sașilor? Înainte de asta aș demonta două mituri istoriografice. În mă primul bucur rând, că facem asta. În primul rând și mai ales un discurs istoriografic construit de istoriografia săsească din secolul XIX, și anume că toți Sașii au venit toți și deodată și s-au așezat cu toții în Transilvania la mijlocul secolului XII și după care s-au dezvoltat aici singuri autarhici de-a dreptul, așa cum ar veni în Age of Empires 2, și-au dezvoltat. Nu. Să știi că și ceilalți invitați au amintit și au menționat acest lucru, că nu putem vorbi de o colonizare bruscă, clar așezată. Nu a fost o migrație masivă de populație dinspre vest spre est, și fenomenul de colonizare cu elemente germane a durat, după părerea mea, până în 1918. Au fost indivizi, au fost familii, au fost comunități și nu s-a terminat niciodată, în ciuda tuturor vicisitudinilor, clar, războaie. Eu vreau să amintesc că avem câteva familii, Haller, Hecht, care sunt mari familii ale Sibiului, care vin undeva la 1400 în Sibiu. Chiar 1500. Unii vin, da, da, mai târziu. Haller, da, 1500. Deci. Da, și, dar vin o grămadă de meșteri din ăștia. De exemplu, în Brașov, nu se făcea hârtie până la mijlocul secolului XVI. Corect. A venit un meșter, neamț din Cehia, care i-a învățat pe brașoveni și nici măcar nu era meșter, că era calfă. I-a învățat pe brașoveni să facă hârtie. Deci elemente din astea mărunte, ceasornicar la Sighișoara. Dar avem pe germanicii din Slovacia, Han, sigur, în vremurile mai... Elias Nicole, care vin la Sibiu. Și ăștia sunt indivizi, dar e clar că ori venit țărani, ori venit meșteșugari, ori venit negustori și așa. Deci fenomenul ăsta de colonizare nu s-a oprit niciodată. Bun, să revin la partea timpurie a discuției. Și unde vreau să ajung este faptul că, pentru început, la mijlocul secolului XII, au venit mai multe grupuri de sași care s-au așezat aproximativ în patru zone ale Transilvaniei. Mm. Da, bun, știm acum toată povestea, Transilvania, provincia regatului ungar și așa, asta nu, bănuiesc că nu trebuie să o repetăm pentru ascultători sau pentru cei care se uită la noi. Deci, sub îndrumarea regalității maghiare, au venit aceste grupuri de coloniști germani și s-au așezat, în primul rând, în jurul Sibiului, în al doilea rând, în jurul Brașovului, în al treilea rând, în jurul Bistriței și, cel mai târziu, cam prin secolul XIII, după părerea mea, în zona Mediaș-Pierta, în Șeica Mare. Mai fi un grup acel care se așează în zonele miniere. Baia Bun, Mare și... Dar alea nu țineau de Transilvania atunci. Și ar mai fi un grup, într-adevăr, cei care au întemeiat Clujul și Dejul. Da, ăștia au avut alte constituții. Acum mă apropiu de subiect în sfârșit. Toate aceste grupuri au primit acele constituții de care vorbeai și tu, și le-au primit la date diferite și în circunstanțe istorice diferite și până târziu, în a doua jumătate a secolului XV, sașii aveau alte seturi, adică cele patru sau chiar cinci grupuri. Până la apariția Universității Săsești, care mai omogenizează. Aici urma să ajung. Deci fiecare grup din asta avea propria constituție, propriile legi. Uh-huh. Cele mai vechi sunt cele de la... Cele mai vechi cunoscute sunt cele de la Sibiu. Cele de la Brașov sunt... doar în varianta lor mai nouă, 1353, la fel și bistrițenii, a doua jumătate a secolului XIV, Mediașul, Carol Robert de Anjou, 1317. Totuși vine greu să cred că există un așa hiat de aproape 100 de ani între comunitatea de sași de la Sibiu și celelalte comunități în a-și primi aceste acte. Bineînțeles că nu a existat hiatul, eu mă refer doar la variantele cunoscute astăzi. Exact. Nici măcar Andreanu de la 1224, care este Constituția cu Mare, nu s-a păstrat în original, ci doar prin intermediul unei autentificări, să zic așa, din vremea lui Carol Robert de Anjou, de la 1318. Acum, aceste constituții fixau, printre altele, printre multe, multe altele, obligațiile, dar și privilegiile și beneficiile pe care aveau aceste grupuri de coloniști germani, inclusiv cele militare. Și aici, în sfârșit, mă apropiu de ce vreau să zic. Deci, cele patru grupuri, sau cinci cu Clujul, dacă socotim și Clujul, aveau obligații militare separate și diferite față de rege și ele au fost uniformizate. Chiar după, n-am reușit să surprind în documente momentul exact în care au fost uniformizate obligațiile militare pentru toți sașii din Transilvania, mai ales pentru cei din de pe pământul crăiesc, deci din Sibiu, Bistrița, Brașov și Mediaș.
Dar oricum după Universitatea Săsească, da. Părerea mea este că chiar după Mohaci. Așa, asta îmi pare sugera. Mai degrabă în perioada principatului ar fi. Mai degrabă în perioada. Până atunci fiecare grup din ăsta își îndeplinea obligațiile față de autoritatea centrală, că acum că e regalitatea maghiară sau că e principele Transilvaniei, deci față de autoritatea centrală separat. Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, dacă se pleca la război de către rege, nu trebuia tot să dea același număr de armament, același număr de soldați și așa mai departe. Nu trebuia să cantoneze același număr de soldați și așa mai departe. De pildă, sibienii aveau de dat 500 de milites. Aici este o problemă. S-ar putea crede că, da, uite, vezi ce bogați erau sibienii că întrețineau 500 de cavaleri, știind faptul că miles militis la sfârșitul evului mediu însemna cavaler. Cum? Dar în perioada asta timpurie, în perioada arpadiană, specialiștii din Ungaria au stabilit că miles militis înseamnă simplu, purtător de arme, orice soldat. Abia în epoca angevină, deci în secolul XIV, începe să denumească cavalerul în sine și apoi nu vorbim în epoca lui Sigismund de Luxemburg. Bine, este influența occidentală care vine deja odată cu familiile acestea de Anjou, apoi de Luxemburg. Și da, sigur, deci atunci se pot vorbi de acest milites ca și cavalerii. În realitate, în secolul XIII, deci la perioada asta timpurie la care ne referim, acum ei însemnau pur și simplu războinici. Corect. 500 dacă regele pornea în campanie în persoană. 100 dacă și în interiorul regatului. 100 dacă oastea regală pornea în interiorul regatului, dar sub comanda unui capitan regal, și doar 50 dacă aceasta opera în afara granițelor. Trebuie menționat eventual aici, așa ca și anexă, că doar cu 2 ani înainte, în 1222, a fost acea renumită bulă de aur, prin care stările i-au impus regele Andrei al II-lea, printre multe altele, și faptul de a nu fi nevoite, de a nu trebui să lupte în războaiele lui personale dincolo de graniță. Deci stările regatului, adică nobilimea, da, inclusiv nobilii români, deci nu așa, deci nobilimea, sașii și secuii, deci aveau de luptat doar în interiorul granițelor și nu trebuiau să lupte în războaiele private ale regelui, sau dacă totuși erau convocați să lupte în afara granițelor, trebuiau să fie plătiți, deci intrau în regim de mercenariat. Aceiași oameni cu același armament, despre care o să discutăm imediat, dar luptau în regim de mercenariat. În crucea de n-a fost cu regele Ungariei, bănuiesc. Din câte știu, nu. Din câte știu, am avut o vagă impresie că ar fi putut participa la Nicopole, la 1396, dar nu există. Bun, deci și așa ca idee, la Brașov se specifică foarte, foarte vag, de pildă, că să vină toți locuitorii, toți sașii, asta în privilegiu de 1353, să vină toți locuitorii, toți sașii, călare și pe jos, fiecare cum poate mai bine înarmat, și să-l însoțească pe rege atât în campaniile răsăritene, cât și în campaniile apusene. Sibiu avea mult mai clară, de fapt, dacă ne uităm ca și comparație, la Sibiu era clară. Dincolo nu. La Brașov probabil că erau mai puțini. La Bistrița și mai puțin. De fapt, nu avem știri până la 1453, când Bistrița și orașul Bistrița și întreg districtul Bistrița intră sub jurisdicția, în posesia lui privată a lui Iancu de Hunedoara. Corect. Și acolo în Constituția încheiată între Iancu și autoritățile bistrițene zice să presteze serviciile militare după cum a stabilit regele Sigismund. Cum a stabilit regele Sigismund? Nu s-au păstrat izvoare. Bun. Sigismund de Lux a fost destul de bun legiferator, aș spune. Chiar a fost un ideal pentru Europa. El a fost primul monarh al Ungariei care a încheiat o constituție. Exact. Constituție, așa și scrie, cu stările regatului, în care era stabilit ce poate să facă și ce nu poate să facă. Cred că el a fost între... Acum am făcut un comentariu extra tema noastră. Mi se pare că noi astăzi urmărim istoria după câștigători și după cei care sunt puternici și pentru cei care se impun. Și cum noi toți vorbim limba engleză, vedem foarte multă prezență a istoriei Angliei, inclusiv medievale. Ori cred că aceste regate centrale europene erau mult mai puternice la momentul respectiv decât plăpândul și să știi că ajung, regat al Plantagenetilor. Și să știi că ajung din urmă, deci pe da. Măsură ce cercetătorii din Europa Centrală, unguri, cehi, români, publică în limba engleză. Asta este, eu zic, cel mai important. Vin din urmă și, da. Și există un real apetit, să zic așa, și un genuin
interes științific și interes pur și simplu pentru istoria acestor state. Cu siguranță, ghilimele de rigoare. Luxemburg proiect a fost cel mai puternic monarh al vremii lui, exceptând zona otomană. Da, evident. Acum, bun, cum să zic, autoritatea lui e fluctuat, să zic așa. Deci ca să nu, hai, poate discutăm o dată de Sigismund de Luxemburg separat. Merită. Și poate și de Matia, nu n-ar strica. Dar bun, să revenim, zic eu că sunt multe aspecte de atins. Și deci da, toate aceste grupuri aveau obligații militare față de rege și trebuie specificat că toate aceste privilegii au fost confirmate separat, evident, de către regii Ungariei și apoi de principii Transilvaniei și în ultimul rând de către suveranii Habsburgi, deci ultimul a fost Leopold la sfârșitul secolului XVII, au fost confirmate și răsconfirmate, ceea ce înseamnă că obligațiile lor, nu doar cele militare, toate obligațiile lor au rămas în vigoare, deci practic până în la integrarea în Imperiul Habsburgic. Da, exact, până la sfârșitul secolului XVII, deci în epoca modernă, putem spune. În ancien regim, dacă vrei așa. Și da, sașii au fost foarte, foarte activi din punct de vedere militar și aici vin la al doilea mit care trebuie demontat din punctul meu de vedere, și anume discursul ăsta defetist al istoriografiei săsești din secolul al XIX-lea. E cumva de înțeles, pentru că știm că sașii și românii au fost de partea împăratului, da? Și maghiarii au încercat să-și creeze propriul stat. Erau într-o opoziție clară cu statul maghiar în acel moment. Și cu formarea Austro-Ungariei. Exact. Și au existat antagonisme între sași și maghiari și după formarea dualistă, deci după formarea monarhiei dualiste la 1867, bineînțeles că sașii au bătut puțin în retragere și au trecut, să zic așa, pe silențio stamba și au adoptat discursul ăsta defetist, că de fapt și drept, noi n-am fost război, nici noi nu ne-am luptat cu nimeni, noi ne-am văzut de treabă, noi am fost o națiune mică și harnică și cu minței la locul nostru nu ne-am bătut cu nimeni. Dar dacă citești izvoarele, vezi că nu este chiar așa. În secolul 20, acest discurs defetist, pot să zic, a fost preluat de istoriografie de secolul 20, care oricum după anii 40 a fost mai degrabă interesată de istorie socială, de antagonisme sociale, de istoria muncii, de nu știu ce. Și cumva latura asta militară a fost întotdeauna ignorată și cumva băgată sub preș. Deși izvoarele sunt edite, s-au început să se editeze de peste 150 de ani, sau cam de 150 de ani se editează izvoarele astea. Eu nu am descoperit apa caldă, ci pur și simplu am căutat informațiile militare din izvoarele deja edite. Publicate, corect. Publicate, bineînțeles, acum sunt și câteva documente și informații inedite, dar nici măcar alea edite nu au fost valorificate în sensul ăsta. Eu cred că totuși, în contextul acesta, revenind la perioada medievală, era într-un fel normal ca regalitatea, sau mă rog, regalitatea sau centru de putere, să-i spunem, apoi că vorbim și de principe, să se bazeze pe aceste comități germane. Din două motive foarte simple. Se adunau foarte repede, se puteau mobiliza mult mai rapid decât o armată nobiliară, că erau practic într-un areal destul de bine organizat, erau bănoase, adică aveau capacitatea de a susține financiar o structură militară, un corp militar bine pus la punct. Și micul meu argument pro este, dacă doar ne uităm la colecția de arme pe care avem la Muzeul de Istorie, care aparține prin orașului Sibiu și care și este impresionant. Astea sunt rămășițele. Exact. Da, eu cred și sper să ajungem la arme imediat. Okay. În primul rând, ar mai fi de spus apropo de pretențiile pe care suveranii și după aceea principii Transilvaniei, suveranii Ungariei și după aceea principii Transilvaniei le-au ridicat față de sași. Eu cred că se explică cumva și mai simplu. Adică da, bun, pe de o parte clar, bunăstarea economică, dar în primul rând ceea ce astăzi am numit manpower. Erau mulți. Exact. Erau mulți. Erau mulți și grupați. Există adunați. Există un regulament militar de la 1433, un proiect de regulament militar de la 1433 și acolo zice fiecare baron câte banderii să aibă, câți călăreți, câți pedestrași și așa mai departe. Și bineînțeles este tratată și Transilvania în cadrul regatului Ungariei și acolo, de exemplu, din cele 7 comitate ale Transilvaniei, doar 300 de călăreți. În schimb, sașii și secuii la un loc sunt 4.000.
Deci erau oameni. În evul mediu, prima grijă a unui suveran medieval era nu teritorii, oameni. De unde Correct. Fac rost de oameni? De asta au și avut loc colonizări. Exact. Și erau mulți, cum zici și tu, da, comasați și relativ ușor de mobilizat. Te întreb un lucru care cred că ar putea fi interesat pentru mulți. V-am văzut deseori această explicație istorică în care se spunea că de câte ori cereau domnii principii, eu folosesc totul termenul, de principii țării românești și ai Moldovei, ajutor de la principele Transilvaniei sau de regele Ungariei, cazul cel mai bun este al lui Mihai Viteazu, târziu în perioada războiilor cu otomanii, ajutor, de obicei veneau sașii și secuii primii în ajutor. Tocmai aici... din acest motiv că erau foarte rapid de mobilizat, erau mulți și erau destul de repede de posibilitatea exista foarte rapidă de a-i trimite. Aici au avut loc niște prefaceri în secolul XVI. Până în secolul, până în perioada bătăliei de la Mohaci, așa, sașii nu erau foarte, foarte eficienți. Deci, bun, avem pe de-o parte legea, da? Care le statua obligațiile. Dar dincolo de această lege, avem o droaie, sunt zeci de ordine de mobilizare emise de regele Ungariei și de capitanii lui, printre care chiar și voivodul Transilvaniei, în care sunt mobilizați pe capete toți. Deci, nu numai aia 500, sunt mobilizați pe capete toți. Sau din contră, este mobilizat doar provincia Sibiului și cele două scaune. Sau din contră, este mobilizată în funcție de necesități, doar țara Bârsei cu Brașovul. O să vreau să te întreb la un moment dat, dar pe final, așa că în care sunt niște barbătăli în care regăsim pe Sibiu, dar nu acum. Ajungem. Problema este și cu ordinele astea de mobilizare. Bun, noi le avem. Și știm că le-au primit, dar întrebarea este, le-au și îndeplinit? Corect. De pildă, Iancu de Hunedoara, la 1456, a apărat Belgradul eroic, nu știu ce, și chiar înainte de bătălie, deci cu vreo câteva zile înainte de bătălie, a emis numai puțin de 5 sau 6 ordine de mobilizare către sibieni și eu am impresia că sibienii nu s-au mobilizat. Uh-huh. De ce? Într-un studiu deja pe care l-am publicat în urmă cu vreo 2 ani, am încercat să demonstrez și asta cred și acum, deci nu am argumente contra, că sașii nu se grăbeau foarte tare să se mobilizeze dacă ordinul nu venea direct de la rege. Deci dacă, nu știu, era un capitan regal sau voievodul Transilvaniei sau vicevoievodul Transilvaniei și le poruncea mobilizarea, sașii puteau să îndeplinească sau puteau să nu îndeplinească, pentru că războiul îl făceau în primul rând și mai ales pe cheltuiala lor și cu pierderile lor. Corect. Și nu erau foarte, foarte, cum să zic, dornici, n-aș pierde oamenii și bunurile și toate cele într-un război care nu-i privea. În schimb, dacă ordinul venea de la rege, se pare că era îndeplinit. De exemplu, există niște schirmișuri din astea, niște lupte din astea mărunte, în care știm sigur că sașii au participat la porunca regelui. În schimb, când ai o amenințare atât de mare, că e pe viață și pe moarte, nu, Belgrad e o bătălie epocală, cred că știe așa oricine este despre bătălie și nu s-au grăbit să... Deci, ultima poruncă, Iancu Oșila, când rugăminte, când poruncă... Așa, dar ultima cu 2 zile înainte de atacul general al otomanilor asupra Belgrad. Dar erau cum prea târziu, că până... Erau cum prea târziu, dar se pare că nu s-au mobilizat. Și concluzia este că aceste ordine de mobilizare, totale sau parțiale, erau îndeplinite de sași doar dacă veneau de la rege. Am înțeles. Apoi, următoarea problemă ar fi cine îndeplinea aceste ordine? Erau oșteni profesioniști? Putem vorbi de profesioniști? Sau erau mitul general este că brăslașii și cei cetățenii Sibiului, dacă eram atacați, ei apărau cetatea. Deci am putea crede că ei erau cei care aici mi-a ridicat mingea la fileu și îți mulțumesc pentru asta. Brăslașii au început să aibă un rol militar și mai ales defensiv, dar mult mai târziu, deci abia la sfârșitul evului mediu. Părerea mea, adică sau bun, ce pot desprinde din documente este că este vorba de niște miliții, adică niște grupări de oameni neprofesioniști adunați pentru o perioadă determinată, într-un scop bine și clar determinat. Cetățenii ai cetății sau veneau și din afara cetății? Da, deci avem din, tot din ordinele astea de mobilizare reiese așa, că în primul rând și mai ales Sibiu avea, după aceea centrele scăunale, nu? Nou Crihalțâna, Cincu, Miercurea, cele 7 scaune, Rupia, Sighișoara, deci cele 7 scaune și ele la rândul lor adunau din toate
din toate comunitățile de sub autoritatea lor adunau oameni de arme. Și acum întreb banal, că tocmai ca să înțelegem cu toții. Adică dacă aveam nevoie, trebuia să trimitem acei 500 de oameni înarmați către oastea regală, în principiu erau 2 de la Agnita, 1 de la Cristian, 10 din Sibiu sau, nu, știm clar că erau 500 din Sibiu, dar mai adunau și din jur Câza sau... Nu, erau, trebuiau să vină de peste tot. De peste tot. Trebuiau să vină de peste tot. Și aici se vede și cum funcționau aceste ordine de mobilizare, că regele nu stătea acum să scrie fiecărui sas în parte, hai la oaste, nu. Deci trimitea la Sibiu. Corect. Sibiu trimitea la marile centre, Brașov, adică la colegii de la Brașov, de la Bistrița, de la Mediaș. Ăștia la rândul lor trimiteau la târgurile, la sediile scăunale și ăștia la rândul lor la sate, la comunitățile de sub jurisdicția lor. Știm cumva cât de repede se mobilizau? Nu. Pe scurt, nu. În teorie treaba funcționează brici. Dar în realitate treaba nu funcționa deloc, pentru că la 1564 Sibiu a fost nevoit, deci orașul, magistrat orașului Sibiu a fost nevoit să facă un regulament de mobilizare, întocmai pentru că, așa scrie în preambul, întocmai pentru că de fiecare dată când se pune problema de mobilizare, se iscă certuri și neînțelegeri, cine să meargă, cine să stea. Corect. Că nimeni nu vrea să-și pună pielea în băț, să meargă la război pe propria cheltuială și pe risc propriu și așa mai departe, pentru ceva ce nu-l interesea. Și atunci s-a stabilit. Deci nu era chiar voluntariat. Nu, era obligație. Nu era voluntariat, era obligație. Și s-a stabilit că fiecare, știm acum că și orașele, dar și satele erau împărțite în mai multe quartale și atâta s-a putut face că din fiecare quartal să vină un număr egal de oameni. Uh-huh. Acum, sigur, situația era... Modul care se alegeau în quartalul respectiv. Asta nu mai putem ști. Da, vreau să te întreb. Scuze-mă că te întrerup, ca să nu-mi uit ideea, mai este încă iarăși un mit istoriografic, mitul decurilor și al centurilor. Bun, da, astea sunt atestate la Brașov la sfârșitul secolului 15, dar care-i treaba cu ele, încă eu nu mi-am dat seama. Da, se vorbește de decurii și centurii în orașul Brașov la 1491, dar dacă existau decurii și centurii în satele și în târgurile și în satele districtului brașovian, sau în provincia sibiană, eu nu am găsit. Chit că Nussbecher, fie iertat, știe bun istoric și istoric al Brașovului și istoric al Transilvaniei și așa, a încercat să le coboare încă din vremea cavalerilor teutoni. Aici mai e de discutat. Deci, dacă aceste decurii jucau un rol sau nu în alegerea personalului militar, să zic așa. Pe un grafic al istoriei asta, eu zic că aici se fac de multe ori greșeli și într-un fel sunt normale, dar asta e rolul istoricilor, să le desțelenească. Pe un grafic al istoriei în care aici avem așezarea geografică și aici avem așezarea cronologică, faptul că avem o dată într-o zonă nu înseamnă că avem o toată Transilvania în toată perioada medievală. Da, așa asta este clar. Așa este. Așa bun, este. Dar eu îndrăznesc să te întreb un lucru. Avem într-o societate, într-o comunitate urbană săsească, cum este cea a Sibiului, cum este cea a Brașovului. Știm clar că avem meșteșugari, avem comercianți, avem și marginali, avem și, să zicem, acea structură administrativă, oameni care lucrează administrativ pentru comunitate, avem și acei patricieni. Erau patricienii, ăștia erau, deci exact. erau cam aceleași, mari negustori și... Da. Dar întrebare, acest grup putem să așezăm și pe acești milites sau acești reprezentanți ai miliților? Adică ei erau un grup profesionist care erau comerciant, să spunem, poate. Sau cum îi simțim? Erau niște oameni, adică ca să mă m-am dus prea departe, ca să recapitulez. Deci acești soldați care reprezentau comunitățile germane, în diferitele conflicte, nu erau profesionalizați în interiorul comunității a fi soldați. Nu. Erau practic poate meșteșugari și care își făceau practic un, exact cum se face acum armata, o perioadă de timp, își făceau și ei. Știu că și după aceea se întorceau la ale lor. Deveneau din nou măcelari, brutar sau ce mai știm. Armata, e mult spus. Deci grupurile astea în armate ale sașilor s-au specializat, să zic așa, de la sfârșitul secolului 15 și mai ales din perioada bătăliei de la Mohaci. Deci, până spre sfârșitul secolului 15, e clar, avem de-a face cu miliții. Și da, era de la patrician până la ultimul prăpădit din oraș. Deci era obligația cetățenilor de a face și acest serviciu militar, dar era pe o perioadă determinată. Pe o perioadă determinată. La Bresle ajung imediat. Deci Bresle aveau strict rol defensiv, să zic așa. Acum să mă refer la miliții și să termin cu ideea asta. Deci erau oameni,
toți oamenii chemați la arme pentru o perioadă determinată de timp și pentru un scop anume, fie pentru apărarea orașului, fie pentru a însoți oastea regelui, fie pentru, nu știu, pentru... Cred că este o diferență între a-ți apăra orașul și a participa la o campanie, că la apărarea orașului cred că participau toți. Acolo nu se mai discuta. Da, și mai ales că până la mijlocul secolului 15, atât construcția fortificațiilor, cât și apărarea, întreținerea, dar și apărarea lor era sarcina magistratului orășenesc. Exact. Știm cele 4, 5, poate chiar 6 faze de fortificare ale a Sibiului, despre care ați discutat deja. A fost un efort financiar enorm pentru localitate. A fost pentru mult mai mare decât construcția catedralei. Știm, de exemplu, că la mijlocul secolului 15, de exemplu, Sibiu a primit scutiri fiscale din partea regelui pentru repararea zidurilor. La 1453, Iancu de Hunedoara a devenit capitan general al regatului și una dintre misiunile, dintre primele misiuni pe care le-a avut, chiar în 1453, să inspecteze fortificațiile din sudul Transilvaniei. Uh-huh. Și a venit la Sibiu și a constatat că fortificațiile noi-nouțe erau deja în stare de ruină, pentru că magistratul nu avea bani să le întreține și atunci să se degreveze de o parte din sarcina asta fiscală, financiară, materială, enormă, pe care o reprezenta întreținerea, au plasat atât întreținerea cât și apărarea unor segmente de fortificații brezlelor. Și aici ajungem în sfârșit la ce brezle. De-abia atunci intervin brezlele în ceea ce știm noi clasic, că brezle apărau zidurile. Da, și... de-abia atunci. Deci fenomenul... până atunci era obligația administrației locale. Administrației locale și a tuturor cetățenilor. Cazul e un pic mai bine documentat la Brașov, dar e clar că și la Sibiu e aceeași chestie, dar zic sigur la Brașov. La 1491, magistratul brașovean scrie un regulament de asediu, fiecare ce are de făcut în caz de asediu. Evident, toți au de, inclusiv femeile trebuiau să stea în casă, să se roage și să stea pregătite cu găleți de apă și plapume groase în caz de incendiu. Și încolo bărbații, toți bărbații apți de luptă trebuia să stea aliniați, mă rog, înarmați, aliniați în centrul orașului. Și să fugă la segmentele de zid sau la turnurile atacate. Sau care... ca să este o curiozitate, cine coordona această gloată de cetățeni care nu erau soldați profesioniști și spuneau, acum te duci la turnul respectiv. În primul rând primarul era capitanul general, să zicem așa, al orașului și Brașovul în speță, că de Brașov e vorba, că doar la Brașov s-a păstrat acest regulament, dar e clar că existau regulamente similare și în altă parte. Cele 4 quartale aveau câte un capitan al lor și în contextul ăsta sunt menționate acele centurii și decurii care, deci aha, capitan avea mai mulți centurioni, care fiecare centurion avea la rândul lui mai mulți decurioni. Erau destul de bine organizați și pe fiecare turn era câte un stegar și semnala cu alb, mi se pare, atacul inamicului, cu roșu incendiu și atunci cei din sectorul lor trebuiau să fugă, să ajute pe ea. Și se zice clar, deci în turnuri câte 5 oameni, în porți, în turnurile de colți 20, în porți 50 și pe măsură ce ea mureau sau erau răniți sau nu știu ce, trebuiau să fugă din centrul orașului să apere. Este destul de... Nu, un pic. Da. Așa, bun. Asta e la 1491. Dar deja la 1520 apar turnul aurarilor, turnul fierarilor, bastionul fierarilor, unde sunt arhivele statului astăzi. Nu știu, turnul țesătorilor, bastionul țesătorilor și așa mai departe. Deci după 1520-21 încep să apară. Înseamnă că corvoada asta de întreținere și apărare a fortificațiilor orășenești a fost prea mare pentru magistrat și deci s-a degrevat. La Sibiu poate fi constatat deja din 1400, de prin 1491, mi se pare, de când s-au păstrat primele inventare ale turnurilor de presă. Și te întreb, atunci, în clasica teorie, o știm așa, că Breasla avea grijă de turn, îl întreținea, adică îl restaura dacă era nevoie. Da, exact. Îl întreținea cu inventarul necesar de armament. Exact, da. Și cu soldații în caz de asediu. Da, adică soldații fiind exact membrii Breslei. Deci ei, efectiv, putem rămâne la treaba aceasta, că ei, din acel moment de sfârșit de secol XV, început de secol XVI, în Transilvania în general, Breslele preiau această, sau își intensifică această obligație militară prin preluarea diferitelor sectoare de zid și turn. Dovadă că și la Sibiu, că situația era la fel și la Sibiu, tocmai scutirele astea fiscale de care Sibiu s-a bucurat la mijlocul secolului XV pentru întreținerea fortificațiilor noi-nouțe deja ruinate. Corect.
Și nu a funcționat, e clar că nu a funcționat. Breslele erau oricum de dată destul de recente, majoritatea breslelor au fost organizate, să zic, prin secolul XIV, da. Dar cumva a funcționat corporatismul ăsta, dacă pot să zic așa, medieval, a funcționat și breslele aveau propria visterie, fiecare bresle în parte, avea propria visterie și deci ele aveau mijloacele necesare pentru întreținerea, armarea, paza și apărarea acestor turnuri. Dar este o realitate mai târziu. Se leagă de ideea celor miliții? Sau deja este o altă etapă? Da și nu. Sau practic ele nouă treabă în sine. Eu nu am găsit documente sau izvoare, fie ele documente sau cronici, care să-i ateste pe breslași participanți la campanii externe. Nu am găsit așa ceva și mi se pare că atribuțiile lor militare se limitau doar la cazul unui asediu. În caz de asediu, da, deci aveau doar atribuții defensive. Bun, aici vreau să te întreb un lucru, pentru că avem cazul de care le-ai amintit de câteva ori, bătălie de la Mohaci. Nu mă refer la acea bătălie, dar știm că repercusiunea imediată este prăbușirea regatului maghiar și împărțirea aceea quasi arbitrară între Imperiul German și Imperiul Otoman, prin care nord-vestul trece la German, la Habsburg și sudul. Dar mai târziu, da, în contextul acesta vorbesc, dar avem și Transilvania, în care apoi se iscă acel război civil, practic, între partida pro-otomană și partida pro-habsburgică, în care Sibiu știm că a avut un rol ca și Brașovul, ca și celelalte comunități germane, cele două din sudul Transilvania, cel mai pregnant rol. Dar deja în dese documente și cărți găsim că nu mai vorbim doar de soldați, adică doar de sibieni. Vedem foarte mulți mercenari. Exact. Bun, e perioada renașterii, care este o perioadă a mercenariatului, asta este clar. Și vedem profesionalizarea războiului și revoluția militară. Dar de care te întreb, și aceste miliții se transformă în mercenari sau nu? Tu ai spus la un dat că ei erau și plătiți în anumite cazuri, dar nu cred că putem vorbi de acel mercenariat pe care îl cunoaștem noi clasic în istoria militară a Europei. Da, parte din aceste miliții au început să lupte în regim de mercenariate la sfârșitul secolului XV. Ce se întâmplase? Milițiile astea, bun, ele cu bune cu rele se adunau. Nu erau nici pe departe echipate uniform, înarmate uniform, oamenii n-aveau habar de luptă. Erau oameni ca mine, ca tine, chemați la oaste mai mult de nevoie decât de voie. Și deci și-au dovedit ineficacitatea. Rău de tot, de exemplu, în bătălia de la Câmpul Pâinii din 1479 și tocmai în acest context... Deși a fost una victorioasă până la urmă. Bineînțeles, dar infanteria săsească condusă de primarul Sibiului, de Georg Hecht, a fost măcelărită la primul atac al otomanilor. E adevărat că săracii au și tăiat primul cap de turc. Când a venit turcul acela de i-a insultat și s-a enervat sasul respectiv și a tăiat capul. Dar primul, și nu vorbim aici de trupe ale înaltei porți și de pur și simplu niște tâlhari călare înarmați, da. Niște trupe relativ slabe au reușit să nimicească la primul atac, ceea ce o dovedit încă o dată, că deci își dovediseră ineficacitatea și înainte, că nu poate funcționa așa. Și mi se pare că există, iarăși, e mai bine documentat cazul Brașovului, dar a existat un ordin al voievodului Transilvaniei la 1479-80 cel târziu, pentru toate orașele ale provinciei să angajeze mercenari. Și brașovenii s-au cam codit, că de asta se știe, că de asta se cunoaște chestia asta, brașovenii s-au codit și le-au poruncit să angajați așa cum angajează și celelalte orașe, să angajați mercenari. La 1493 este atestat steagul Sibiului, a orașului Sibiu. Steagul, vreau să zic, contingentul, da. Contingentul de luptă al orașului Sibiu, deja format din mercenari. Știm de unde veneau mercenarii aceștia? Sau ce erau? Da, puteau fi sași, dar puteau să fie și nobili din comitate, puteau să fie lănciari din comitate, puteau să fie sași din alte orașe sau chiar secui. Și din zona extracarpatică nu prea avem cazuri. Erau și români. Acum, chestia cu mercenariatul e puțin mai complicată. Deci dacă ne referim la în Europa găsim englezi în Italia, sârbi în Polonia. Ca o paranteză la ce vorbim acum, când regele Ludovic de Anjou, Ludovic cel Mare de Anjou a construit cetatea Branului, a pus ca și garnizoană arbaletieri englezi. Deci asta e o chestie. Da, uite, nu știu. Da, chiar frumoasă treaba. Bun, dar revenind la așa, deci primele trupe de mercenari, dar
dar trupe defensive, să zic așa, angajate de orașul Sibiu, la sfârșitul secolului XIV, au fost românii din Tălmaciu și Săliște, angajați de oraș să apere secțiunea asta a graniței scăunale, dar și al Transilvaniei, bineînțeles, spre țara românească. Mai târziu, pe la 1430, Sigismund de Luxemburg, că l-am menționat înainte, le-a poruncit sibienilor să angajeze numai puțin de 3.000 de români, iarăși valahi aici din zonă, să apere toată granița de la țara Făgărașului până la țara Hațegului. Deci, practic, o treime din frontiera sudică, sau granița de sud a voivodatului Transilvaniei de atunci. Dar a fost o corvadă financiară prea mare și atunci regele le-a poruncit și orașelor Cluj, Brașov și Bistrița să susțină Sibiu financiar, că de aia știm că, alminte n-am fi știut de povestea asta, deci se păstrează porunca comună a regelui către cele trei orașe să-i ajute pe sibieni să întrețină cei 3.000 de oameni care păzeau granița. Când e de menționat că, sper să nu greșesc cronologic, la 1432 avem primul atac asupra Sibiului otoman. Da. Deci e chiar în zona aceasta, e clar că deja și noi aveam informații necesare că se pregătesc atacuri și atunci, în acest context. Și după aceea, în 1467, sibienii au adunat un contingent de oaste pe care l-a trimis cu Matia Corvinu în Moldova împotriva lui Ștefan cel Mare. Dar aici este vorba despre, în care avem mercenari, că asta e, dar este vorba despre o campanie externă și atunci e clar că nu miliția orașului mergea, ci erau oameni plătiți. Și se știe, de exemplu, printre altele, a fost un brașovean care a și murit în Moldova și magistratul... Ba chiar la Baia, exact la Baia. Și magistratul sibian a stabilit o sumă de despăgubire la mama mercenarului brașovean mort, care era o femeie sărmană din Brașov. Și lucrurile astea se cunosc deci din socotelele orașului și mercenarul respectiv îi atestat de două ori, ceea ce înseamnă că cel puțin o parte din contingent, dacă nu cumva tot, foarte probabil că tot, era format din mercenari. Dar așa, constant în slujba orașelor, abia după 1479-80 și în secolul XVI avem deja clar menționat grupuri și contingente de mercenari care erau de așteptat să provină din oraș. Ba chiar este o decizie dietală din 1566, care le interzice sașilor să mai angajeze mercenari din comitate și de la secui și mercenarii lor să provină exclusiv din orașele, și mai ales din Sibiu, dar exclusiv din orașele lor. Dar te mai întreb un lucru. Deci am vorbit de aceste miliții. Bun, apoi am vorbit un pic și de brezlaș, adică am vorbit un pic bine și am clarificat un pic rolul brezlașilor în diferitele asedii. Am vorbit și de acest mercenari, dar aș vrea să te mai întreb un lucru. Armele lor erau doar arme, eu cred că nu, dar totuși trebuie să întreb, erau doar arme produse de brezlele militare, să le numim așa, din orașele respective, sau orașele cumpărau arme și din alte zone... și dotau respectivele trupe. Știm că noi produceam arme la Sibiu și la Brașov și așa mai departe, dar doar dar de nu știu cât de performante erau armele produse aici. De pildă, eu nu cred că exista în Transilvania, după părerea mea, nu cred că exista cel puțin până în secolul XVI tehnica de a face spade. Pentru că nu ai nicăieri Schwertmacher, ai doar Schwertfeger. Feger este aia care le întrețică, deci care le ascund, care le șterge rugină, care le, mă rog, și care întrețin spadele. Eu nu cred că în Transilvania se produceau spade, cu atât mai puțin. Deși se spunea că Ștefan cel Mare a avut contracte cu orașele Transilvania. Stai un pic, ajungem. Okay. Cu atât mai puțin nu cred că se fabricau arme de foc. Da. Nici măcar la Buda nu exista o turnătorie de tunuri până la 1490. Prima turnătorie de tunuri la noi în Transilvania, după știința mea, bun, ori încercat Habsburgii la mijlocul secolului XVI, noi și nimic, întocmai că nu au avut la îndemână uneltele necesare. Când a venit Haas la Sibiu. Haas, exact. Da. Și există scrisori de-a lui Conrad Haas că, da, uite, am încercat să facem un tun cu Meister Wenzel, era un boem, meșterul Wenzel, au încercat să facă un tun, dar nu au avut ce le-au trebuit. Nu se găsea în Transilvania tehnica necesară pentru așa ceva. Deși Transilvania și Brașov au dat, cred că, între cei mai mari creatori de tunuri din istoria medievală și renașentistă a Europei. Orban, cel care l-a ajutat pe Mahomet cu ceritorul. Nu știm acum. Putea așa să fie... spune legenda, că era... Păi nu, zice că Condil. Da, zice că era dac din Peonul Dacia, deci din Transilvania. Urban sau Orban? Orban, da. Putea fi orice. Păi după nume, da.
Putea fi orice, dar dacă putea să fie, să zicem, din Cluj, de ce nu? Corect. Da. Dar, bun, asta e o legendă. Dar toate armele astea speciale, ca să revin, armele astea speciale, că e vorba de spade cu două tăișuri, oricum, orice spadă are două tăișuri, asta e un pleonasm penibil. E spadă. Da. Că e vorba de arme de foc și mai ales arme de foc grele. Da? Astea mi se pare că erau aduse din Ungaria Superioară, de la orașele astea mari, Kremnița, Coșițe, care aveau... Coșițe era practic singura turnătorie de tunuri din Ungaria. Și da, sibienii aveau arme din astea specializate și brașovenii le aveau și bistrițenii le aveau, dar le aveau grație comerțului de tranzit pe care îl făceau. Și nu cred că erau producții proprii. Ei făceau arcuri, făceau scuturi, făceau arbalete, de exemplu, la 1530, brașovenii cumpără 80-90 de arbalete sau așa ceva, noi nouțe, dar le cumpără din exterior, nu le fabrică ei. Eu cred, da, există Tarchenmacher. Tarchenmacher sunt ăștia care fac pavezele alea mari. Da. Există fierar, da, probabil sunt cele de la Muzeul Bruckenthal, acelea. Da, pavezele astea înalte cât de un stat de om, în spatele cărora se ascund arbaletierii să-și armeze armele. Deci, cu producția de arme, iarăși este o temă care cred că ar merita reluată. Știu că s-a ocupat Marian și știu că s-a ocupat bine de chestia asta, dar e o temă care merită reluată și de văzut exact. Bun, acum documentele sunt exact astea care sunt, să vedem exact ce produceau. Bun, de avut le aveau, dar le produceau ei. Da, Ștefan cel Mare a cumpărat spade din Brașov, dar le făceau brașovenii. Corect și asta. Asta corect e. Observație. Da, ce, Vlad Dracule a cerut brașovenilor puști, nu? 100 de puști, dar asta nu înseamnă că brașovenii le-au făcut. Și cu atât mai puțin nu înseamnă că i-l-o și dat. De cerut, i-l-o cerut. Da, deci rămâne de văzut. Dar se pare totuși că milițiile astea, deși erau formate din oameni neprofesioniști, deci asta trebuie să știe cei care nu... pasionații de istorie, dar care nu au atâtă experiență cu izvoarele și așa. Deci armatele astea nu erau nici pe departe uniform în armate, nu erau nici pe departe uniform îmbrăcate, nici măcar nu exista uniformă. Deci până la în secolul 17, Gustav Adolf a fost cel care a introdus uniforma. Da, ce era acel steag sub care se așezau. Da, deci singura uniformizare a lor era din secolul 16 armele de foc pe care trebuiau să le poarte acești oameni de arme, dar deja mercenari, deja aceiași cetățeni, aceiași țărani, dar deja care luptau deja în regim de mercenariat. Dar să revin, deci, la armele lor, se pare că erau destul de bine înarmați, pentru că avem un caz de la 1362, când niște meșteșugari din Cluj și companionii lor din niște sate învecinate, din Florești, de acolo, s-au înarmat, așa zice documentul, s-au înarmat ca niște cavaleri cu pălării de oțel, cu platoșe, cu zale, cu lănci, cu bice de luptă, cu nu știu ce, și au atacat și au devastat și au prădat Biserica Dominicană de la Cluj Mănăștur. Bineînțeles, mare scandal, mare, nu știu ce, chiar a intervenit eu, regele, mare scandal, mare, nu, a intervenit și voievodul și regele și așa mai departe. Dar avem amănuntul ăsta, că niște simpli meșteșugari, deci nu, cum să zic, patriciatul orășenesc, nu bogătașii, ci niște simpli meșteșugari și niște săteni înarmați ca niște cavaleri, așa, inclusiv mănuși de oțel aveau. Pentru Sibiu avem, de exemplu, de pe la 1460-70, acum nu țin minte, vezi că nu am nimic la mine. Dar, nici nu trebuie să intrăm în data. Așa, dar deci de pe la 1460-70 avem o poruncă, mi se pare, emisă de o poruncă de mobilizare emisă de vicevoievodul Transilvaniei, care le poruncește sibienilor să vină pregătiți cu arcurile, cu puștile și cu tunurile lor. Deci e clar că aveau deja arme de foc. Iar uniformele, mă refer la aceste elemente de metal, zalele și astea, se produceau sau au același regim ca și armamentul? Nu știu dacă le făceau neapărat aici. Nu știm în ce măsură erau producții locale. Nu știm în ce măsură erau producții locale. Probabil că se produceau și aici. Un izvor foarte, foarte important pentru armamentul. Deci, alminteri nu avem. Bun, și mai știm, mai există de la Brașov o informație că, nu știu care capitan din ăsta regal, le cere brașovenilor 200 de pedestrași înarmați cu puști, arbalete și paveze. De ce vorbeam, paveze din astea mari. Deci, e clar că ăștia aveau formațiuni de infanterie grea, deci pușcași și arbaletieri care luptau la adăpostul pavezelor. Dar alte informații documentare nu avem. În schimb, avem aceste
inventare ale turnurilor de breslă de la sfârșitul secolului 15 la Sibiu și de la mijlocul secolului 16 la Brașov, care sunt adevărate comori. Corect. În care sunt menționate ca armament de luptă pentru depărtare arcuri. De fapt, arcurile nu sunt menționate, sunt menționate săgeți, dar butoaie, deci nu una, nu cinci, nu sute, butoaie de săgeți. Sunt menționate arbalete simple și arbalete grele, din alea care se încărcau cu cremalieră. Da. Sunt menționate bolțuri de arbalete, pe care sigur nu le aruncau cu mâna, ci clar că aveau și așa, puști și din secolul XVI, archebuze. Foarte rapid au intrat armele de foc în Transilvania. Da, uite, dacă avem... Dacă ne gândim că Cresi este prima bătălie cu arme de foc... Avem la Sibiu atestat un Büchsenmeister, dar da. Istoriografia mai veche a interpretat Büchsenmeister ca cel care toarnă tunuri. Nu, Büchsenmeister este cel care trage cu tunul. Nu, deci un artilerist, deci nu un turnător de tunuri, ci un artilerist, la 1365. Am verificat în socotele orașului, este atestat. Înțeles. Deci au pătruns foarte repede. Bun, ca arme de apropiere aveau spade, aveau sulițe, aveau lănci, aveau umblăcie de luptă, exact ca husiții. Deci este o armă, este o unealtă agricolă transformată în armă. Coasa aceea, dacă nu știu. Nu coasa, este un băț lung de care a atașat un băț mai subțire legat cu lanț, ca un fel de nunceag supradimensionat. Și pe bățul scurt erau atașate piese metalice. Da. Și bun, ca echipament defensiv, platoșe, zale, aveau pălării de oțel, aveau coifuri de oțel, gulere de zale și evident mănuși din zale, ceea ce arată clar că erau bine înarmați și erau și cumva, să zic, echipamentul ăsta defensiv poate le conferea cât de cât un aspect unitar. Din secolul XVI au început să se uniformizeze și echipamentul lor. Există o decizie dietală de la 1536, dieta de la Târgu Mureș, prin care li se cere sașilor cu un venit de 12 sau mai mult, cu un venit anual de 12 sau mai mult de florini, să vină înarmați cu arme de foc. Cei care aveau un venit doar de 6 florini trebuiau să vină cu arcuri. Uh-huh. Dar ca armă secundară, că bineînțeles nimeni nu mergea cu o singură armă la luptă, astăzi nu se merge cu o singură armă la luptă, ca arme secundare aveau lănci. Uh-huh. Pe la 1558-59, deci la mijlocul secolului 16, armele tradiționale ale sașilor era deja archebuza, însă lăncile scute, javelote, deci alea puteau fi și aruncate. Da. Printre armele sașilor, deci era archebuza și în loc de javelotă, de suliță scurtă, erau deja săbile. Uh-huh. Și există altă prevedere dietală, apropo, aceste protocoale dietale, iarăși sunt niște materiale aproape nefolosite la noi, Și ne dau niște informații foarte interesante. Profesorul Pintor spune ceva, este loc și pentru generații următoare. Exact, dar ce putem face, ce facem astăzi, nu lăsăm pe mâine. Exact. Deci, iarăși, o informație interesantă, că, bun, nu mai avem miliție, avem mercenari. Nu mai sunt înarmați fiecare cu de capul lui, ci avem deja pușcași și cu săbii. Erau contingente de minim 500, maxim 3000. Deci era cât de cât stabilit. Dar Ioan Sigismund Zapoia, regele ales al Ungariei, da, și primul principe al Transilvaniei și regele ales al Ungariei, zice că, bun, dar de data asta, deci era iarăși mare campanie militară, în contextul ultimei campanii militare a lui Suleiman Magnificul la Sighetvar, da. Ioan Sigismund Zapoia și oastea Transilvaniei, inclusiv sași, au trebuit să opereze în nord, în zona Maramureșului actual. Și la campania respectivă, evident, au fost nevoiți și sașii să se alăture, dar le zice așa sașilor, le poruncește așa, și de data asta să-mi trimiteți oameni care să știe să tragă cu pușca și să mânească sabia și nu la primul strigă de luptă al inamicului să fugă de pe câmpul de luptă. De dovadă că, deși s-a schimbat, da, deci vezi o schimbare, deci nu mai erau miliții, dar erau de fapt tot miliții, dar nu mai luptau doar de obligație sau cum să zic, pentru a îndeplini niște obligații abstracte pe care le aveau față de rege, ci luptau pe bani, cu armament destul de bun, dar nu aveau moral și nu aveau experiență militară, pentru că și ăștia luptau cât luptau, 2-3 luni, se întorceau acasă și vedeau de ale lor. Sezonul rece, n-aveau ce face, n-aveau de lucru, nu știu ce, se angajau în armată și mergeau în campanie. Și deci nu, este o...
o pseudo-profesionalizare, dacă pot să zic așa, a armatei, sub nicio formă o miliție din asta, fie și luptând, fie că luptă și în regim de mercenariat, nu poate fi comparată cu o companie de lanț. Într-un fel este normal, pentru că noi, să spunem, clasa militară tipică a evoluției mediu, cavalerii, n-au avut nicio treabă cu comunitățile urbane, în nicio parte a Europei. Și nicio circumstanță. Clasic, și asta se vede și în Transilvania. Oamenii care veneau dinspre aceste comunități urbane, Sibiu, Brașov, Bistrița și așa mai departe, erau, exact cum am spus încă o dată, erau oamenii care poate, exact ce s-a mai menționat, vara erau olari, sau măcelari, sau brutari și iarna făceau campanii militare. Este normal ca ei, într-un fel, să nu aibă această apetență spre război. Și cu toate astea, în epoca de incipientă a etatizării, deci în epoca incipientă a coagulării statale, să zic așa, în secolul XVI, uh-huh, când există deja instituții, structuri, nu știu ce, sașii, așa cum erau, asigurau un fel de corp permanent de oaste. Bine, le zicem acum spectatorilor și celor care ne aud, ne ascultă, că încă nu existau armate naționale, nu existau armate permanente, nu existau armate naționale, nu existau state naționale, unitare, indivizibile, nu știu ce. Deci, dar e bine că înțeles, pentru că istoriografia românească, aceea care tot încerca, comunistă, încerca să ne creeze impresia aceasta armatei pe care domnitorul avea națională, tot timpul cantonat undeva. Este nu, absurd. Nu, e absurd, bineînțeles. Dar contingentele astea îi asigurau principiului un nucleu de oaste, ei și, bineînțeles, nobilimea din comitate și parțial și secuie, un nucleu de oaste permanent. Și dacă îi să mă întreb când apare prima oaste permanentă în Transilvania sau în zona noastră, chiar și în Regatul Ungariei, mm-hmm, așa cum, cam atunci, pe 1560, în epoca lui Sigismund Bathory și a lui Mihai Viteazu, deja, bineînțeles, erau lucrurile bine puse la punct și se știa exact cine merge deja, nu? Există raportul ăla lui Peter Pellerdy despre categoriile ostășești din Transilvania care se pregăteau la 1595 să plece în ajutorul lui Mihai Viteazu și s-au și dus. Stai că vreau să ajungem acolo. Dar vreau să întreb altceva. Da, și atâta, doar vreau să zic că da, erau deja clar, sibienii deja aveau, chiar dacă nu uniforme, dar erau îmbrăcați toți în negru și erau pușcași, brașovenii cu toți erau verzi, sibienii așa din media și erau albaștri, bistrițenii erau roșii, deci erau, deja cumva se observă o modificare, dar vorbim deja de sfârșitul secolului XVI. Există o coeziune între aceste comunități sau nu prea pe câmpul de luptă, nu, sau e prea mult ce întreb? Nu se poate ști. Uh-huh. Nu se poate. De obicei luptau compact și pentru, de exemplu, bătălia de la Ardut din 1562, și-au ținut pozițiile fără să fugă. La primul strigă de luptă al inamicilor și da, luptau toți în același loc. Uh-huh. Ar mai fi interesant de menționat că contingentele astea, fiecare contingent, deci avea propriu capitan. Uh-huh. Care nu era neapărat primarul pe câmpul de bătălie, nu? Bun, dacă mergeau un contingent masiv, deci dacă mergeau sibienii, dacă convoca principele pe sibieni, clar că venea atunci primarul, nu se discuta. Uh-huh. De exemplu, menționam înainte bătălia de la Câmpul Pâinii, clar, Georg Hecht era prezent și după aceea în 1493 Hecht cu o ceată de călăreți s-a și eu mătrășit pe turci în ultimul hal aici în munți. Dar știm că și Huet participă la niște campanii cu Mihai Viteazu sau în perioada... Da, Albert Huet. Că și Haller are niște campanii. Da, bineînțeles. Deci, da, asta, bun, în cazuri excepționale, dar în mod normal, eu zic de contingentele astea mărunte, deci subunități, să zic așa. Deci fiecare avea steagă, evident, că de ale și zicem steaguri. Apropo, steagul Sibiului, deci steagul i-a atestat prima dată documentar la 1493. Clar că a existat și înainte, dar bun. Stegar, capitan, toboșar, fluieraș, deci era și cântăreț din fluier, să zic așa, cum să zic, fluieraș. Chiar care era rolul unui toboșar sau unui fluieraș pe câmpul de bătălie? Să țină cadența și mai ales să țină moralul ridicat. Și după aceea erau centurioni, la fiecare sută de oameni avea propriul comandant și ăștia la rândul lor aveau 10 subordonați, 10 de curioni. Deci erau destul de bine structurate contingentele astea. Bun, și pentru că mi-ai dat toate aceste exemple, prezint un semimit, să spunem. Recunosc că atunci când fac și eu turele orașului de plăcere pentru diversi prieteni,
ca natura lor așa nu este un doctorat istoric, mai spun că Sibiu n-a fost cucerit militar decât la 1241 de mongol și apoi la 1848. Dar eu mai fac și continuarea, dar de multe ori când s-au prins că nu fac față, mai deschideau porțile cetății. Dar vorbim foarte serios. Știm că avem destul de multe asedii ale Sibiului. Cu asediile Sibiului exact ca bancul cu cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei. Am înțeles. De fapt, se vorbește despre trei asedii ale Sibiului, dintre care și practic un asediu al Sibiului în secolul 17. Da? Le luăm pe rând. Nu, noi știm de cele otomane, de la 1432 sau 38, 40... Nu, 32, 38, 9, 38 a atins doar țara Bârsei, scuze, 32 a atins doar țara Bârsei, 38 a atins Sebeșul. Dar se vorbește de un asediu otoman, asta e un caz foarte interesant, se vorbește de un 44, asediu otoman în 1442. Așa. Și toată povestea asta, deci să vezi cum se construiește un mit istoriografic și cum imaginația... Știu că este, am plecat la un dat, Ioan de Hunedoara, vine Iancu. Da, deci cum imaginația istoricilor o ia pe arătură dacă nu verifică izvoarele. Corect. Deci... sursa confuziei este cronica lui Launicos Calcondil, cronicar post-bizantin, care scrie pe 1464-65 o cronică despre mărirea împărăției turcești și decăderea împărăției bizantine, nu știu ce. Și printre altele, menționează și episodul ăsta cu invazia lui Mezid Bey, care, după părerea mea, era un personaj mult mai important decât un simplu pașă de ăsta de vidin și așa, o să vezi probabil în monografie ce și cum. Monografia cu Iancu pe care o pregătesc, da, așa să... Și zice că, da, Mezid a ajuns în apropierea Sibiului și un tunar a murit de o ghiulea, lovit de o ghiulea de tun lângă Sibiu, care este o metropolă a Transilvaniei, zice. Bine, dacă citim cum prezentau turcii orașele din Transilvania, aveai impresia că lucrăm cu Londra și Parisul. Dar problema este următoarea. Nici un izvor istoric nu menționează o bătălie între Iancu de Hunedoara și Mezid Bey la Sibiu. Uh-huh. Există 10 sau 12 documente care atestă clar și răspicat că bătălia finală dintre Iancu de Hunedoara și Mezid Bey s-a dat la poarta de fier a Transilvaniei. Da, de-aia știm, bătălia. În 22 martie. Și acolo și-a și pierdut pașa viața, sub nicio formă lovit de un asediu, de un proiectil de tun din Sibiu. Poate era atât de bun proiectilul că a ajuns până acolo. Exact, de la Sibiu până la... Bun. Dar pasajul ăsta de care ziceam din Calcocondil a fost preluat de contele Iosef Telechi în monumentala Hunia de Acora, Moigelor, da. Sagon, adică epoca huniazilor în Ungaria, și prin autoritatea academică a lui Telechi a intrat practic în toate lucrările. Și prima dată s-a vorbit de o bătălie între Iancu de Hunedoara și Mezid la Sibiu. Își citesc cum spune Sighelius. Asta... O puternică armată turcească este învisă în fața orașului de către Iancu de Hunedoara cu ajutorul cetățenilor sibieni, 1442. Exact, dar stai să vezi. Prima dată s-a vorbit de o bătălie lângă oraș. După aceea s-a vorbit despre un asediu al orașului și o despresurare așa în ultimul moment făcută venită de Iancu, și salvat, da, salvat de Iancu de Hunedoara. După aceea s-a vorbit de ce zice și Sighelius, dar interpretarea îi aparține lui ăsta, Fracnoi, mi se pare, au vorbit de o contraofensivă sibiană, deci Turcia se dea orașul, vine Iancu, despresoară orașul și miliția orașului iese și în bătălie îl mătrășește pe Mezid Bey. Și povestea se umflă, ultima și cea mai recentă interpretare a poveștii îi o găsești în istoria românilor, ediția a doua, deci în tratatul de istoria Academiei. Da. Dar niciunul dintre istoricii ăștia, în afară de contele Telechi, nu au citit izvoarele. Și nici un izvor istoric nu atestă bătălia Sibiului lângă Sibiu sau în apropiere de Sibiu. Ce spune Sighelius, departe să te contrazic, dar asta este o informație care toată lumea are la îndemână. 1432, orașul este pentru prima dată asediat de turci. 1437, turcii amenință din nou orașul. Într-o bătălie în câmp deschis, comitele Anton Trautenberger oprește ofensiva. Aici am un comentariu după imediat.
1438, orașul este asediat de turci de timp de 8 zile, după care avem momentul 1442. Eu nu cred că aceste armate, sau nu cred că, pentru că nu vorbim de armată, corect, și asta am stabilit, eu nu cred că acești apărători ai unei cetăți ieșau în câmp deschis să se bată cu armată profesionistă, cum era cea otomană. Atâta timp cât aveau este... fortificațiile... Exact. Unu, eu cred că ei știau prea bine că nu le fac față în câmp deschis turcilor. Și doi, de ce să ieși când zidurile te apără foarte bine? Și asta s-a dovedit totuși. Deci niciun istoric serios de astăzi nu mai crede. Bun, acum cei care iau Talek Vale, istoriografia veche și așa, ce să zic, chiar și Camil Mureșan, deci găsești în monografii foarte serioase despre Iancu de Hunedoara episodul ăsta, pentru că nimeni nu s-a mai sinchisit să ia izvoarele la mână. Deci, după părerea mea și nu numai, un asediu al Sibiului 1442 este exclus. Nu. Am înțeles. Cu atât mai mult cu cât există surse documentare care atestă fără echivoc faptul că invazia otomană care s-a petrecut și a fost foarte violentă și așa a afectat mai ales Comitatul Hunedoara și partea vestică a Comitatului Alba și bătălia, prima bătălie la Teiuș, care era în Comitatul Alba, a doua bătălie când turcii se retrăgeau pe unde au venit, prin poarta de fier a Transilvaniei, care i-a și fost fatală lui Mezid Bey. Deci primul asediu al Sibiului. Noi avem trei episoade militare cu asedii serioase. Eu am scris toată pe blog, așa, luate din cronica lui Sigerius, fără niște studii aprofundate în spate. Dar avem trei momente conflictuale în care Sibiul este asediat, cel puțin, dacă luăm istoria simplă a orașului. Una, aceste atacuri, câteva atacuri consecutive post moartea lui Mircea cel Bătrân în Țărănească ale Transilvaniei, și avem aceste momente 1432 până în 1442, deci 10 ani în care avem aceste atacuri pe care tocmai le-am prezentat și demontat. Bine, au fost și în 1420, și 40 și 22, și 32, și 38, și ultima, da, bun. Avem acele asedii ale Sibiului și bătăline numărate în timpul războiului civil din Transilvania. Aici am vrut să ajung. Și mai avem acele atacuri care, recunosc că mi s-au părut tot timpul foarte bizare, ale principiilor Racoții împotriva Sibiului. Deci, și mă rog, momentul acela a turcilor post Mihai Viteazu, da, și așa este, mai departe. Deci, da, chiar la astea vreau să mă refer și eu. Deci, în primul rând, asediu care, după părerea mea, n-a fost chiar un asediu de 8 ani de zile. Eu nu cred că a putut sta Între 1528, după cum știi și tu, 1528-1535. Falimenta Zapoia, să fim serioși. Și, probabil că era o armată în apropierea unei porți a Sibiu, dar sub nicio formă nu a fost bătălii timp de 8 ani de zile, să ne sau 7 ani. Să ne înțelegem, nu au fost bătălii în fiecare zi, se trezeau ea la 8, luptau până seara și mergea să doarmă. Cred că a fost, o să zicem, o perioadă conflictuală militară care a ținut 8 ani de zile. O blocadă parțială. O blocadă, corect. Cum e acum la Kiev, de exemplu? Da. Ăștia pot rezista așa mult și bine. Armata inamică doar într-o parte și din cealaltă parte vin și pleacă aia cum vor. Corect. Și apropo, un asediu similar a avut loc chiar la Hunedoara, castelul de la Hunedoara, tot așa, 7 sau 8 ani de zile, de aia din castel intrau și ieșeau cum vreau ei, deci nu era o problemă, nu era închis sau o blocadă totală a orașului. Și singurul asediu, deci asta ar fi al treilea, singurul asediu serios despre care știm că a avut loc la Sibiu la 1660, în contextul conflictelor dintre Racoții și Acațiu Borcioi, chiar înainte de sfârșitul lui Racoții, bătălia de la Gilău. Borcea era susținut de turci, Racoții a tot schimbat, până la urmă a trecut în tabăra habsburgică și a reușit să-l blocheze cumva pe Acațiu Borcea aici la Sibiu. Dar acolo, și evenimentele sunt cunoscute prin intermediul unui jurnal de asediu foarte interesant, necunoscut, aproape necitit, publicat de Saș, în limba latină, bună, s-a meritat probabil tradus odată, scris de Demeter Chereșturi, timp, corect. Scris de un membru al curții princiare, al lui Acațiu Borcea, Demeter Chereșturi, și care descrie, nu știu, 2 luni de zile, s-au desfășurat bătălii, așa, pe de adevăratele, inclusiv bombardamente de artilerie, deci a fost un asediu în toată regula. Dar o chestie foarte interesantă, ziceam că Borcioi era omul turcilor și bineînțeles avea, ca și domnitorii țărilor române, avea o gardă formată din ieniceri. Exact. Și atunci, la 1660, ai putut vedea miliția orașului luptând cod la cod cu ienicerii împotriva husarilor unguri ajutați de germanii. Deci, bine, perioada secolului 17 este o perioadă absolut nebună în Transilvania. Există chiar o anecdotă faină povestită de Georg Kraus, cronicarul sighișorean, că, mă rog, o baterie de artilerie era amplasată în fața bastionului Haller.
acolo unde e Leichenthurl, unde era portița leproșilor, leșurilor. Și, mă rog, aia se dea acolo și bateria era condusă de capitanul de infanterie Alexander Gaudi. Era Habsburg, intrat în slujba lui Rakoczy. Nu era din Catalonia. Nu. Coincidență de nume, Alexander Gaudi. Nu, că Catalonia preda era habsburgică, de-aia întreb. Da, dar nu are treabă. E un personaj interesant și ar merita poate odată tratat și văzut care treaba cu el. Așa mai pe șleau. Și, bun, asediu era lung și plictisitor, clar, și stătea omul liniștit cu ai lui juca că la masă, cu pălăria și spada pe masă și deodată s-a trezit cu garnizoana sibiană că iese în viteză mare prin Leichenthurl direct spre bateria lor de artilerie. Evident că ea nu mai a apucat să facă nimic, or fugit până și Gaudi și-a lăsat că pălăria și spada pe masă și fuguța prin mlaștine, că acolo era mlaștine, da. O căutat să scape și ăștia sibienii au capturat bateria de artilerie, dar asta e că până și comandantul de artilerie, comandantul era de fapt de infanterie, dar în momentul ăla comanda o acea baterie, o trebuie să fugă lăsându-și în urmă și spada pe care o avea la brâu și pălăria de pe cap. Eu totuși trebuie să spun și de repede, dacă sunt prea, prea infatuat ca sibian, să mă ierți. Cred că și zidurile acestea puternice ale Sibiului au făcut ca lumea să nu se gândească foarte mult la niște asedii ale orașului. Asta e scopul principal al unei fortificații, nu doar la Sibiu, asta e scopul principal. Sibiu în primul rând că a fost cel mai bine să intimideze. Și cel mai rapid fortificat. Și cel mai rapid, da, și cel mai bine fortificat, da. Fără doar și poate. Și da, deci orice fortificație trebuie să intimideze și să, exact. Așa ca exercițiu de imaginație, puteți să vă închipuiți, nu știu, o ceată de 200-300 de călăreți turci înarmați cu arcuri și săbii, deci cu armament ușor, să fi venit până în fața porții Ciznădiei. Ai noștri setoși și mâncau popcorn. Și ce-ar fi putut să facă? Nimic. Ce-ar fi putut să facă? Absolut nimic. De asta... Mai este acel... Nici invazia, scuze-mă că te întreb, nici invazia din 32, nici cea din 20, nici cea din 22... și cu atât mai puțin aia din 42, care chiar Turcia nici măcar n-au văzut Sibiu, necum să ajungă să asedieze orașul. Poate a văzut turnul din depărtare, să zice. Nu, n-au ajuns. Deci n-au trecut de Mureș încoace. Am înțeles. N-au trecut de Mureș. Erau doar niște expediții de pradă. Da, asta că în cronici zice că a venit însuși sultanul. Nu a venit însuși sultanul. De exemplu, știm... la 1438, captivul transilvanian, nu, studentul ăla de la Sebeș care și-a scris memoriile. Frumoasă carte. Tristă, da. Tristă și frumoasă. Zice că da, a venit Murad, însăși Murad, nu știu ce. Nu, Murad era, asedea două cetăți în Bosnia, în Bosnia sau în Serbia? În Serbia, da. Și cel care a venit în Transilvania a fost Evrenos Beyoglu Ali Bey, pașa Albaniei Otomane, care a încercat o manevră de diversiune. Deci erau doar oști din astea de cum s-ar zice, Renner und Brenner, alergător și incendiator. Ca și comparație, cred că ne-am putea uita la un asediu al Belgradului, apropo de bătălia lui Leoncu de Hunedoara sau Ioan de Hunedoara. Ioan, cum îți da, da. Sau asediu Viene de la 1683. Eu cred că acolo putem vedea măreția armatei otomane și să înțelegem ce însemna o armată. Și chiar și așa, ceea ce se vede în toate războaiele, o bătălie pe orașe, iar asediul Belgradului este exemplu perfect. Și stai că a mai fost un asediu la 1440, în care un cavaler ioanit, Ian Taloții, de Talovați, cum să team acum în două, să zic în ungurește sau să zic în croată, Talovați, deci Ianek Talovați sau Ianoș Taloții, cum vrei, așa. O apărat, cavaler ioanit, prior de Vrana, Vranișu de astăzi, nu? Aurana, din... Croația, da. Vranișu. Și au apărat cetatea împreună cu o garnizoană foarte bine determinată, în armată, cu arme de foc, Eu cred că turcii, de fapt, aici au și fost inteligența lor militară, că nu atacau orașe. Foarte rar au făcut treaba aceasta și doar când aveau nevoie. Rar și doar, da, exact. Pentru că e foarte greu să cucerești o cetate și, ok, o cucerești, dar pierderile financiare și de oameni sunt mari, oricum. Și trebuie să-ți asumi lucrul acesta. Ori reportat victorie, evident, cu evident. Un an înainte au cucerit Semendria și totodată despotatul sârb, deci în 39, în 40 ori asediat inutil Belgradul, după aceea l-au mai asediat odată în 56, după aceea l-au mai asediat odată în 21 și l-au și cucerit, după cum știm. Da. Și totuși, și să încercăm să ne și apropiem de final, totuși, haide, dacă îmi poți să dai, uite, așa spre mândria noastră, așa de final, a Sibienilor, dar când îmi poți aminti câteva bătălii sau câteva campanii în care au participat și sibienii, nu neapărat victorioase, dar în care putem ști niște prezențe ale sibienilor.
Păi, în primul rând și mai ales, na, știm, ai menționat și tu campania comitelui Joachim. Uh-huh. Asta e 1210. Se presupune, ceea ce după părerea mea, existența unui comite sibian 1210 presupune deci existența unui castru regal. Eu am altă explicație. Evident, și asta pentru mine elementul, să zicem, important este că o personalitate de genul lui Joachim a ajuns să fie comite al Sibiului. Deci e clar că rolul lui nu era doar să aibă grijă de o comunitate de meșteșugari. Da, să ne deci din pentru că era prea important în structura în structura elitei maghiare din acel exact. Moment. Exact. Deci asta e că acest comitat al Sibiului era de obicei acordat ca beneficiu unor personaje de rang înalt. Și aia nu călcau aici niciodată, să fim serioși. Adică ei sași aveau judele lor ales și comitele numit de rege, dar comiții de obicei nu călcă. Nu. Deci avem un Andreas Magister Agazonum, deci era mai marele ușierilor regali, care vreo 40 de ani au fost și comite al Sibiului, dar nu călcat niciodată aici. Era un beneficiu. Și la salariu. Da, la salariu, asta era un beneficiu material, deci cu cât mai multe, cu multe funcții, da. Deci cu cât mai multe funcții, cu atât mai... Bun, dar întrebarea este, ce înseamnă, sau asta vrem să clarificăm pentru cei care ne urmăresc, ce înseamnă acest castru regal? Ce înseamnă fizic, așa juridic, cum arăta? Juridic, sau... juridic mai degrabă. Păi, teritoriul regatului Ungariei în epoca arpadiană, deci până spre 1250 aproximativ, așa, una peste alta, era împărțit în mai multe jurisdicții ale unor cetăți din astea, castru, cetate. Okay, castrum perfect. În latină e tabără, dar și cetate. Mm. În cazul ăsta cetate. Deci erau teritoriile unor jurisdicții ale regelui. Da? Deci erau administrate de oameni numiți direct de rege. Corect, am înțeles. Cel puțin la nivel teoretic. După aceea, pe la mijlocul secolului XIII, stările din aceste unități administrativ-juridice s-au răsculat împotriva lui Bela al IV-lea și au instituit regimul comitatului cine nobiliar. Cine nu s-a răsculat împotriva lui Bela al IV-lea? Dar totuși este nu a fost un loser, deci a fortificat Ungaria. Da. Deci el a fost cel care a introdus castelele din piatră în Ungaria. Așa deci a reformat teritoriul. Deci comitatele nobiliare în vremea lui apar. Corect, așa este. Deci, da, e o domnie destul de complexă acolo. Bun, hai, deci avem pe 1210, da. Cred că au participat și sibienii la campania lui Carol Robert de Anjou în țara românească. Ce a finalizat cu înfrângerea de la Posada. Exact, cu bătălia de la Posada. Sunt atestați documentar medieșenii și mi-e greu să cred că sibienii au lipsit de la jucărie. Care știm că regele Carol Robert a avut niște relații bune cu Sibiu în multe perioade. După 1325... când, mă rog, la 1325 sibienii s-au revoltat împotriva lui Carol Robert de Anjou și după aceea, la sfârșitul domniei lui, s-au mai revoltat odată și uite, altă campanie ar fi la 1340-41, nu se știe, deci nu avem data exactă, se știe doar că la începutul domniei Ludovic de Anjou, deci fiul lui Carol Robert, a fost nevoit să vină în Transilvania și să-i liniștească militar, mijmanul militarii pe sași și sibieni care iarăși erau pe picior de război, să zic așa, și ceea ce presupune clar existența unor contingente de oaste. Corect. Apoi mai avem o campanie la 1427, când Sigismund de Luxemburg l-a impus pe tronul țării românești pe Dan al II-lea, da. Viteaz luptător împotriva turcilor, nu știu ce, până când s-a dat și el cu turcii, dar asta e altă poveste. Apoi la 1467, de exemplu, în 1442, că menționai de presupusul asediu al Sibiului, nu, sibienii nu s-au confruntat cu un asediu, dar în schimb au mers la arme împreună cu celelalte stări și categorii militare ale provinciei, pentru că atunci este unul dintre rarele exemple când Transilvania a fost mobilizată cu totul pe picior de război de către Iancu de Hunedoara, s-a purtat o spadă însângerată prin toate, sau poate mai multe spade însângerate prin toate așezările și atunci au venit cu toții la arme, inclusiv sași, inclusiv secui, inclusiv nobili, chiar și o parte dintre iobagi. Și cu forțele astea, Iancu de Hunedoara au reușit să-l învingă pe Mezid Bey la Poarta de Fier al Transilvaniei. Totuși omul avea 16.000 de oameni și nu erau doar acângii, ci era o armată formată și din rumelioți și se pare că avea și trupe de poartă.
Deci 1442, o campanie internă, să zic așa. Câmpia, câmpia pâinii? 1467, ziceam de contingentul ăla de mercenari pe care sibienii l-au trimis cu Matia Corvinu în Moldova, cu bătălia de la Baia. După aceea mai avem 1476, încă un moment interesant în care sașii participă împreună cu comitele, cu judele regal, că nu era încă voievod Ștefan Batori, de Eced, nu de Șimleu, în Moldova, deci merge în ajutorul lui Ștefan cel Mare și Mehmed al II-lea, care asedia în momentul la cetatea Neamțului, când au văzut oastea transilvăniană apropiindu-se, totuși erau și aia vreo 15-16 mii de oameni, s-au retras din Moldova. Deci au evitat o confruntare directă cu oastea supradimensionată a judelui curții Ștefan Batori și da, și sașii au participat și după aceea și în campania din Țara Românească, care, deci din aceeași toamnă, din 1476, care a avut ca finalitate reînscăunarea lui Vlad Țepeș, a treia domnie. Nu la... Bun, după aceea Câmpul Pâinii, 1479, 1493, iarăși a fost o invazie otomană, turcii au venit pe culmile munților, deci au ocolit Valea Oltului, care după cum știm era fortificată și păzită și așa mai departe, și au venit pe culmile munților, au cam distrus satele astea românești de aici, din mărginime, dar sașii împreună cu românii și sub comanda lui Georg Hecht a reușit să intercepteze pe turci la retragere și i-au mătrășit în ultimul hal. Și ar mai fi chiar în perioada bătăliei de la Mohaci. Acum, bun, sunt multe campanii, dar așa până spre mijlocul secolului XVI. Nu vreau să le știi pe toate, că așa cred că terminăm diseară. Mâine seara sau poimine, da. Deci ar mai fi în timpul bătăliei de la Mohaci, Ioan Zapoia, sau Sapoia, cum voivod al Transilvaniei și viitor rege al Ungariei, a cerut de la Universitatea Săsească 1000 de luptători. Până la urmă, stările, inclusiv Universitatea Săsească, au aprobat 5000 de luptători. Și cu ăștia 5000 de luptători, Sapoia și-a format o oaste de 20.000 de oameni, dar care nu s-a prea coordonat cum trebuie cu oastea lui Ludovic al II-lea. Deci a fost pur și simplu o greșeală, o eroare de comunicare. Acolo sunt multe semne de întrebare, ți-o spun sincer, și întârzierea. Păi, sunt patru ordine contradictorii. Prima dată i-a poruncit să meargă în Țara Românească, după aceea i-a poruncit să meargă în Banat, după aceea i-a poruncit iarăși să meargă în Țara Românească, după aceea l-a chemat repede la Mohaci. Și când a ajuns bătălia era deja gata. Dar sașii au participat, știm sigur, 5.000, dintre care nu știm câți au contribuit, cu câți oșteni au contribuit Sibiu, dar știm că bistrițenii au trimis, de exemplu, 1.000. Se poate crede că aceeași sumă. Și după aceea au mai participat masiv în campaniile lui Ioan Sigismund Zapoia, deci fiul lui Ioan Zapoia, regele ales al Ungariei, de la frontiera nord-vestică a Transilvaniei, cum ar veni Satul Mare, Baia Mare, zona pe care o numim părțile ungurești, Partium Hungarie, desfășurate între 1561-1566. Și în perioada asta au participat masiv cu contingente cam între 500 și 3, până la 3000 de oșteni, de pușcași pedeștri, de trabanți, că deja erau denumiți trabanți. Și bineînțeles acum și la sfârșitul secolului XVI, în luptele lui Mihai Viteazu, campania lui Sigismund Batori în Țara Românească, eroul din toată povestea, eu l-aș vedea mai degrabă pe Sigismund Batori decât pe Mihai Vodă, nu de alta, dar Mihai Vodă, în afară de bătălia de la Călugăreni, cam pierdut Țara Românească. Și fără oastea de ajutor condusă de principe în persoane, nu ar fi făcut nimic. Știu. Deci principele au recuperat Târgoviște, au recuperat Bucureștiu, au cucerit Giurgiu și la Giurgiu au tras o bătălie pe viață și pe moarte cu turcii. Și inclusiv a luptat... Istoriografia noastră știm cum este. Istoriografia... Inclusiv proiectul lui de Dacie și așa mai departe, nu pot fi scoase în evidență, lucru care pe mine ca istorie mă deranjează, dar... Pot fi, adică eu îmi permit să zic. Eu mi le recunosc și eu și asta este. Eu îmi permit să zic și o zic oricând, pentru că am izvoare, eu nu vorbesc prostii. Adică nu vorbesc de ce am visat azi noapte. Așa și este. Și mai ales că principele au luptat în primele rânduri la Giurgiu. Se zice că a fost rănit la mână și roia sângele din mânușa de armură. Deci ca mânușa un, de ca un comentariu, mi se pare un pic nedrept imaginea creată de Sergiu Nicolescu în filmul omonim, în care îl vedem pe Sigismund Batori ca un afemeiat, doar urmăritor de pofte financiare și carnale,
Pe când Sigismund Bathory a fost totuși un om al renașterii și un principe al renașterii. Și provenea din una dintre cele mai aristocratice familii, să zic așa, din Ungaria. Că Fraiso a fost mai prost al lui și a și terminat, Fraiso, Andrei Bathory, scuze. Văru, da. Și a terminat viața destul de trist, asta e altceva. Știi că acolo sibienii nu participă la bătălie. Da, exact, dar culmea. Dar au fost acuzați ulterior de principele Gabriel Bathory, care era un nepot colateral al lui Andrei. Inamicul public al Sibiului, inamicul public numărul 1, exact. Dar i-au acuzat pe sibieni că nu l-au primit între zidurile lor. Da. Și de asta, da, asta a fost pretextul, și așa și este, dar asta a fost pretextul pentru ocuparea Sibiului atunci în 1609. Știu că atunci este o poveste că sibienii au tras pesaj cu frânghiile, deci pesajii au salvat, cum ar veni, dar n-au deschis cetate. Da, apropo, este o poveste interesantă, apropo de armele sibienilor, că ziceam că ce se păstrează astăzi la Bruckenthal, cât de impresionante sunt rămășițelor. Dacă citești cu atenție cronica lui Georg Kraus, zice că la scurt timp, deci chiar în 1609, în decembrie 1609, la scurt timp după ce Bathory a ocupat Sibiu, i-a obligat pe sibieni să-și predea armele și ăștia cu toții, confiscat arsenalul orășenesc rămas de la Habsburgi, înclădirea pe care și astăzi, din piața armelor, când și astăzi o știm, dar și sibienii, orășenii sibieni au fost nevoiți să-și depună armele și s-au adunat un morman mare de arme pe care le-au luat haiducii din Ungaria superioară veniți în ajutorul lui, sau angajați, năimiți, că practic erau mercenari și ori au venit pentru bani și angajați de Bathory. Și atunci a avut loc marea dezarmare a sibienilor, să zic așa. Înainte să încheiem, avem clasica întrebare pe care cei de la Turnul Sfatului ne-o propun. Am să-ți o citesc și o să te rog să ne propui o analiză, așa cum o vezi tu. O citesc exact cum am primit-o. Sibiu este un oraș profund marcat de istoria lui militară, cu efecte urbanistice, sociale, chiar psihologice, vizibil la tot pasul. Total de acord cu ce au spus ei. De la zidul de apărare, bastionele care au dictat dezvoltarea urbanistică. Proiectul uriaș de la Cazarma 90 vedem că încă dictează viitorul imobiliar al orașului. În zilele noastre avem unități militare în interiorul orașului, poligon la margine, poligoane de fapt, că avem vreo două, un cartier al veteranilor și mai nou un centru NATO. Și acum întrebarea. Putem spune că viitorul Sibiului urmează aceeași direcție, adică un oraș al armatei, adică un oraș marcat din punct de vedere militar? Evident, ca orice oraș mare din România și din lume. Nu cred că există oraș în nume, oraș, vreau să zic metropolă, dar fără prezență militară. Avem exemplu cel mai frumos de la New York, în care între cele mai mari străzi ale lor, Wall Street, este de fapt zidul. Da, exact, zidul. Strada zidului, cum ar veni. Exact. Chit că era doar o palisadă, nu era chiar zid, dar mă rog. Da. Am participat toată la o conferință ținută de Academia Forțelor Terestre, Nicolae Bălcescu, și am exact invitat, fiind să vorbesc despre acest impact militar, și am și spus că nu doar cetatea medievală, dar din punct de vedere viitoarele cartiere sau viitoarele mari bulevarde ale Sibiului s-au organizat pe construcția cazărmilor austriece. Și care se văd? Milea, Dubrăvii, Mihai Viteazul a fost hipodromul și așa mai departe. Sigur că da. Deci, da, o să existe prezență militară la Sibiu, din punctul meu de vedere, mult și bine de aici înainte, cu atât mai mult cu cât comandamentul NATO o să vină, sigur că chiar astăzi am trecut. Păi a venit deja, el este aici. Așa, este deja, dar clădirea în care o să funcționeze, chiar astăzi am trecut pe lângă, se construiește de zor acolo și da, evident, și nu e un lucru rău. Corect. Și în definitiv războiul cu toate cum să zic, aspectele lui negative face parte din viața oamenilor și o făcut întotdeauna. Deci, așa este. Înainte să finalizăm, am clasicul, nu știu dacă ne-ai mai urmărit până la final, avem clasicul, eu îi spun chestionar Herman, în care te provoc la niște întrebări, sunt scurte și sunt legate de istorie majoritatea, deci nu trebuie să te sperii. El pornește, cum am spus de fiată, de la chestionarul Prus, dar după aceea o dăm într-un chestionar Herman, adică despre Sibiu și relația ta cu Sibiu. Prima întrebare, care este virtutea favorită la un om? Onestitate. Care este ideea ta de fericire? Să-ți transformi o pasiune într-o meserie. Da, nu te pot contrazice. Care este ideea ta de tristețe? Probabil pierderea unei persoane drage. Corect. Cine ți-ar fi plăcut să fii din istorie? Nu din Sibiu, din istorie.
Bună întrebare. Bună întrebare. Acum, evident că toată lumea s-ar aștepta să zic un personaj din ăsta militar sau așa. Eu nu știu să mă lupt, eu nu mă lupt, eu scriu. Corect. Nu știu ce să zic. Un personaj din istorie. Bună întrebare. Nu știu, Joinville, să zicem. Bun. Cronicar, da, un cronicar. Deși nu, Joinville nu e un exemplu bun, pentru că era și cavaler și a și luptat în cruciadele. Na. Nu știu, un cronicar. Un cronicar. Bonfini. Antonio Bonfini, hai să zicem. Am vrut să zic Kraus, da? Da. Bonfini. Unde ți-ar place să trăiești astăzi? Păi... trăiesc unde îmi place, adică la Sibiu. Deci asta nu e, nu, și nu zic acum numai că sunt aici, sau, cum ziceam și la începutul emisiunii, chiar este, faptul că am venit la Sibiu este una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut în viață. Am stat și la Brașov, am stat și la Cluj, am stat și la Viena, am stat în mai multe locuri, dar una peste alta la Sibiu chiar mă simt acasă, ca și cum aș fi în orașul meu natal, dar pe altă stradă. Eu recunosc și trebuie să spun că am un regret de față de orașul tău natal, că a trebuit să fie mult mai mult decât e acum. Da, mie îmi place foarte mult și acel oraș gândit de austrieci, construită, e păcat că nu și palatul și tot ce trebuie. Doar Dumbrăveniu, că despre Dumbrăveniu, Sibiu, da, doar că atâta, nu mai ai manpower. De asta, exact. Asta lipsește. Așa este. Continuăm. Unde și când ți-ar fi plăcut să fi trăit? Cred că m-am născut exact unde și la loc când unde trebuie să și că nu sub nicio formă, nu, probabil că lumea s-ar aștepta să zică da, în secolul 15. Nu, sub nicio formă, nu știu cât aș putea rezista. Nu. Nici 5 minute n-aș rezista în secolul. Ar fi adevărat că ar trebui să facem o dată se tot fac reality show-uri să iei niște oameni să-i pui să trăiască exact ca în secolul 15. Ai văzut Le Visiteur? Da. Efectiv să trăiești ca nici măcar să nu ai toaleta cum avem noi astăzi, deci o lună să trăiești ca un om de secol. Și să mănânci ce mâncau oamenii, a doua zi ai fi mort. Da, mai ales că astăzi suntem mai mult ipohondrici decât bolnavi, dar mă rog, asta ne doare, aialaltă ne doare, dar nu. Așa e. Scriitorul preferat, nu neapărat de istorie. Evident. Păi, să zic, Saramago. Frumos. Acum de data asta, istoricul sau arheologul preferat? Contemporan sau pur și simplu? De oriunde, de oricând. Ce să zic? Nu știu. Da, era de retoric. Un istoric preferat. Ah, bun, sunt mai mulți care... Pentru enciclopedismul lui, regretatul Constantin Rezachevici. Da. Era o enciclopedie umblătoare. Așa este. Așa este. Și un istoric care ar trebui să fie mai... Să știi că pe noi un pic mă deranjează că noi încă rămânem la istoricii aceia de secol XIX, care sunt buni, sunt cei care au creat gândire istorică românească. Noi în secolul 20 avem niște istorici de mare valoare și ar merita un pic mai multă atenție. Rezachevici este între ei, Constantiniu, Brătianu și așa mai departe. Corovei de la Iași. Corovei, exact. Da. Personalitatea literară preferată? Dürrenmatt. Da, de ce nu? Personalitate istorică preferată. Na, aici e o problemă, că nu știu exact dacă e Matia Corvinu sau Iancu de Hunedoara, dar amândoi sunt cam pe aceeași. Da. Și sunt mari, niște valori ale istoriei noastre. Nu știu exact, cam pe aceeași. Artistul preferat. Artist? Orice, artistul, pictor, sculptor, cântăreț. Dar sunt atât de mulți. Să nu zici, te rog, un trubadur din secolul XIV, că nu te cred. Nu. Mai, uite, este o cântăreață mai puțin cunoscută și îmi place cum cântă Katie Melua. Da, corect. Cartea preferată, nu neapărat de istorie. Clar că nu de istorie. Una dintre cărțile preferate. Bă, atât de multe, deci chiar... Să zic... O carte care m-a și distrat, dar m-a și întristat în același timp, Artiom Vasioli, Rusia scăldată în sânge. Da, e bună și pentru perioada care o trăim. Da, bun, se întâmplă da. în primul război. De fapt, în perioada războiului civil, dintre albi și roșii și... Uh-huh.
Sau uite, uite, bănuiesc că pot să schimb. N-avem nicio problemă, că nu... Da. Alexei Tolstoi, drumul spre Golgota. Așa. Sau Calvaru sau drumul spre Golgota. Sibianul preferat. Din istorie, din viață, de unde... Sibianul preferat. O personalitate total ieșită din comun, deși nu chiar Sibian prin adopție, să zic așa, Conrad Haas, chiar da, ieșit din este. Comun. Așa este. Nu, e tot timpul, când am făcut acum, câți ani, doamne, mai mult de 10 ani, când am făcut Mariu Sibieni, am și explicat că în Sibieni nu sunt doar cei născuți aici, pentru că Cioran a stat foarte puțin în Sibiu, dar îl consideră Sibian. Da, este dar sunt și cei care vin și pentru asta merită să fie recunoscuți, pentru că multă muncă și-au lăsat-o aici. Iar Corahaz, de fapt, a și murit în Sibiu. Din păcate, nu știm unde el s-a mutat. Mai să știi că la o bună vreme, sau o scurtă perioadă de timp, s-a mutat la Alba Iulia. În 1462 este atestat la Alba Iulia o vreme. O mers și o luat în grijă arsenalul princiar de acolo. Dar după aceea nu-i cunosc soarta. Nu știu. Nu, exact. Adevărat că nu se mai știu multe despre. Se pierde, cumva se pierde. Locul din Sibiu preferat? Să zic, Piața Huet, totuși. Da, e și-al meu. Acum întrebarea aceea simpatică. 1191 sau 1366 sau 1601 sau 1692 sau 1817 sau 1916 sau 2007 la Sibiu? Unde, dintre astea, unde, care ți-ar fi, în care an ți-ar fi plăcut să fii la Sibiu? Păi, toate se leagă de un moment da, important. Da. Păi în primul, 1191, să văd exact ce era. Că cred că nu era mare pune... lucru, sincer, că da. Nu cred că au stat sibieni în acel moment. Ne-au atestat. Păi, știu că s-a atestat. Întocmai pentru că nu era mare lucru. Da. Să vezi exact ăla, lucrul ăla puțin care era. Asta e. Adevărul că este bucata cea mai complicată, până la 1300, spun eu. Până la atestarea mănăstirii de la Sfinte Cruce este perioada cea mai complicată a Sibiului și a evoluției sale. Până, deci încă când, nu avem când, toate începi să ai documente conexiune. mai multe, deci după 1400 deja atunci poți discuta. Deja, exact. O amintire plăcută din Sibiu. Amintire plăcută? Știi că era un anticariat pe pasajul scărilor? Da. Unde era un magazin de haine. Ceva, nu știu, vis-a-vis de Kleiner Cafe. Da. Na, acolo, ai o amintire plăcută frumos. Din Sibiu. Și care este anul cel mai istoric pe care l-ai trăit la Sibiu? Vârsta ta nu-ți permite să ai mulți ani istorici pe care Sibiu trăi. Păi dar... cel mai cu cele mai bogate evenimente istorice, asta e 2022. Așa bogat în istorie, nu știu corect. Dacă a mai fost unul. Corect. Liviu, înainte să plece, asta este și rugămintea să însemnez această carte. După cum vezi, este a lui Sigerius, este cu cafea, e muncită, dar am zis că asta este plăcerea mea, ca la final să am această carte semnată de toți cei care participă la această emisiune. Mult poftiți! Îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai acceptat invitația. Sper că pentru cei care ne-au urmărit a fost plăcută și a fost interesantă și au primit niște răspunsuri. Repet, în continuare, dacă aveți... cum să spun, întrebări să ne întrebați pur și simplu. Ne puteți scrie, ne puteți suna. Pe mine, v-am spus, mă puteți opri și pe stradă, nu am nicio problemă. Încă o dată mulțumesc celor care ne ajută, grupului de firme Tasit, Jifa, Mihai Onițiu, Brokeraj în Asigurări, Tuțu Vintilă, Berea B13 și Răzvan Marco și Florin Bădilă pentru că ne ajută cu setup-ul și cu realizarea acestui podcast și vouă celor care ne urmăriți pentru că ne permiteți să mergem mai departe cu întâlnirea noastră. La revedere și ne vedem peste câteva săptămâni cu o nouă ediție. Sper să vă placă la fel de mult tot în tema războiului.